bine ați venit! Astăzi o să facem un calendar 2016. Ca să-l facem, o să avem nevoie de un scotch care lipește pe două părți, dacă n-aveți lipici, o foarfecă normală și o foarfecă de formă. La urmă, avem nevoie de 12 cartoane de culori pentru fiecare lună și unul mai mult pentru copertă, adică încă unul pentru copertă. Și atunci o să fie 13 cartoane. La urmă, 12 foi, la fel, pentru fiecare lună. Și în fiecare foie am imprimit luna cu zilele ei. Vedeți? Aici avem toate zilele. L-am făcut pe Word și la urmă l-am imprimit normal. Mărimele de la foi și de la cartoane sunt A4. La urmă am făcut, am scris o frază pentru fiecare lună. Dacă nu vreți să puneți fraze, puteți să puneți desene sau fotografii. La urmă, eu am imprimit fotografii ca să fie mai decorat. La urmă, avem nevoie de diferite cartoane cu desen. Asta e opțional, dacă... Și să începem. Să începem cu prima lună. Avem aici cartonul, foaia cu luna, raza, o poză și altă foaie de... ca să punem poza pe ea. Ajunge. Așa. Acum trebuie să decupăm asta. Și asta o să meargă cam așa. Acum, trebuie să iau un carton care să potrivească cu desen și o să-l pun de desen. Uite, cum avem aici. Asta era ăla de probă. Atunci o să iau unul și o să-i pun de desubt. Cum vedeți, deja am ales și trebuie să lipesc în lună pe carton. O să lipesc cu scotch pe care lipește pe ambele părți. Dacă nu aveți, puteți să lipiți cu lipici normal. Și acum, cu foarfeca de formă, decupăm. Așa. Rămâne aici. Asta o să-l punem unde vrem. Și acum trebuie să facem poza. O să lipim pe aici.
Deja le putem pune. Și deja am terminat prima lună. Cum vedeți, a rămas foarte bine. Voi puteți să faceți desen sau cum vreți, cu stickere, puteți să faceți o grămadă de lucruri, fotografii, mai multe, mai mici, mai mari, cum vreți. Și poate să rămână foarte bine în camera voastră ca să fie mai personalizată. Să mergem la următoarea lună. O să luăm cartonul, în cazul meu, culoarea să fie rozul ăsta, fraza asta și foaia asta. Să începem să decupăm. Să știți că o să fie același lucru, dar cu diferite culori și diferite poze. Așa, acum decupăm asta. Așa. Trebuie să găsim un carton să se potrivească cu culorile astea. Acum hai să facem același lucru. Lipim luna pe hârtia cu desen și o să facem același lucru. Și la toate lunile o să fie la fel. O să-l punem aici. O să facem același lucru ca înainte. Să schimbăm un pic poziția, să nu rămână la fel. Aici putem să le punem așa. Rămâne bine. Și fac ca să-mi rămână spațiul la fel, că dacă nu pot. Și pozele.
Așa. Și acum doar trebuie să le lipim. Și cum vedeți, facem același lucru, doar schimbăm pozițiile și fotografiile. Cum vedeți, deja am terminat și am pus spirala. M-am dus la o librărie și mi-am pus-o pe loc și doar m-a costat 1 euro. Cum vedeți, rămâne foarte bine.